Este una dintre marile vedete ale României și pot să spun că este și una dintre bunele mele prietene. Ne leagă amintiri frumoase împreună și de aceea îmi face o mare plăcere să o revăd. Colega noastră, Andra Dina, este chiar acum împreună cu Andreea Marin. Bună, Andra! Bună, Andreea! Ce faceți voi acolo, fetelor? Bun găsit tuturor! Astăzi, să știi, Cove, că o găsim pe Andreea Marin într-o ipostază mai puțin obișnuită, mai ales pentru o zi obișnuită de luni. Am prins-o așa între ora de sport și treburile zilnice pe care le are ea de obicei de făcut și a făcut timp și pentru noi, ne-a primit la un ceai sănătos, aici în locul în care se simte cel mai și cel mai bine, în curtea casei sale pe care a transformat-o într-o adevărată grădină, într-o... E o sursă de viață sănătoasă. Bine v-am găsit! Cove, mă bucur să te aud! Doamna Andreea, dumneavoastră aici, dar ce surpriză! Verde. Dumneavoastră aici? Domnul Cove! Exact! Amintirile noastre vechi, astea sunt glumele de odinioară. Îți mulțumim, Andreea, că ne-ai primit aici. Cu mare drag, la un ceai. La un ceai sănătos, din ce l-ai făcut? E făcut de tine? Da, e un ceai făcut din ingrediente parțial din grădina mea. De exemplu, vișinele ce au intrat în compoziție sunt de aici, lămâile sunt din grădina mea. Însă cu merele încă nu m-am descurcat. La toamnă vom avea mărul cu fructe. Și verdețuri, busuioc, ghimbir. Avem verdețuri și avem și ingrediente făcute din plantele din grădina noastră, puse la deshidrator, apoi făcute mărunt și stau în sutele de borcănele pe care le-ai văzut. Pe toate ni le și sigur, arăt. Sigur. Încă de la intrare m-am primit cățelul, apoi cele două pisici ale tale, Andreea. Aici mai văd și o veveriță. Da, veverița. Aici. Pe care știu că de obicei o ții, o lași în libertate. O țin liberă, da, probabil că ați văzut-o pe Facebook. Aici, da. Acum seara ea vine acasă, pentru că dimineața îi dau de mâncare și îi dau apică și s-a obișnuit cu asta. Nu i-am dat drumul astăzi până la această oră, pentru că am vrut să o vedeți. Dacă o las liberă, aleargă și e foarte greu, e greu să o vezi. Deprins în imagine, da, sigur că da. Să ne uite, faci un mic tur așa al... Te rog să guști din roadele noastre. Vișini sau cireș? Cireș. Vișinul e mai încolo, să-mi spui dacă sunt bune, cu adevărat. Bio, 100%. O să-ți spun că atât vișinul cât și cireșul de aici din grădină sunt plantate de fiica mea. Erau acum 2 ani doi pitici, acum dau roade, precum vezi. Mergem mai departe. Uite, te invit să vii după mine, da? Și o să-ți fac un tur. Aici este un cais, dar e nou, să spun așa. Aici avem... acesta pare proaspăt vopsit, nu știu, mie să nu mă ating prea da, mult de e proaspăt vopsit în această sâmbătă. Da. Ne-am ocupat și de aranjarea grădinii pentru vară. Aici avem măslin, rodie, lămâi. Lămâiul e din nou în floare, pentru că o să facă fructe în curând. Doi lămâi, busuioc, mentă, cimbru, în fine, tot ce dă aromă în bucătărie. Exact. Aici te lovești de un nou cais. În grădina ta? Sigur, și aici e un vișin. Roșiile au crescut, sunt destul de înăltuțe, precum le vezi. Via se întinde și ea și face deja fructe. Anul acesta vom fi alintați, pentru că anul trecut era doar la această înălțime și am avut doar un ciorchine. Lucrezi tu aici în grădină? Da, îți place să grădinești? Da. Soțul meu e pasionat de forța vindecătoare a plantelor și te invit să vii cu mine și să-ți arăt, dincolo de trandafirii de care sunt îndrăgostită, ridichile, care sunt, precum vezi, destul de mari acum. Aici abia am pus semințele pentru salată. Din coace salata e aproape gata, rucola. În curând nici nu va mai trebui să mergi la piață, Andreea, și ne vom în întoarce în foișorul care mie mi-e foarte drag și care înseamnă, precum vezi, în primul rând trandafirii aceștia cățărători de care sunt îndrăgostită, pur și simplu. Dacă vrei, te poftesc să luăm din nou loc la umbră. Spune-mi cât timp îți petrești tu în această grădină minunată pe care ne-ai prezentat-o. În primul rând, atunci când nu am deplasări, când nu sunt nevoită să fiu pe teren, când nu am alte filmări, lucrez, deși biroul este la etajul 2 cu colegele mele, eu îmi pun frumos o masă aici și îmi fac un birou în aer liber, un birou verde, să spun așa. E plăcut, am liniște, am tot ce-mi trebuie și
tocmai de aceea, pentru a fi cât mai aproape de fetița mea, am făcut biroul la ultimul etaj al imobilului în care locuim. Așa că e comod din punctul ăsta de vedere. În curând cred că nici nu va mai trebui să mergi la piață la cât ai plantat pe aici, la câte saduri ți-ai. De altfel, foarte, foarte rar avem nevoie de ingrediente, doar cele pe care nu le găsim deja în grădina noastră. În spatele tău, de exemplu, este un mandarin, avem doi mandarini, care în momentul în care înfloresc, dau, pregătesc roadele prin florile lor și în momentul în care le culegem, sunt cam 40-50 de mandarine odată. Atât de multe? Exact. Facem un suc special cu aceste mandarine, folosind siropul lor, împreună cu uleiul de măsline și cu ingrediente verzi și un suc foarte bun pentru salate, un sirop foarte bun pentru salate. Știu că pe lângă asta faci și foarte mult sport. Chiar astăzi, înainte să ne primești aici, ai plecat de la sală? Am avut astăzi ora de pilates. De fapt, ziua mea începe astfel. Mă trezesc la 7, fără excepție. Împreună cu fetița mea avem ora noastră împreună. Se pleacă și soțul meu la serviciu, deci avem micul dejun împreună. În fine, și începutul de zi energic. După aceea mă ocup de hrana tuturor animalelor, precum bine ai observat. Care nu sunt puține. Da, cățelul, pisicile, veverița și cele 30-40 de păsărele multicolore pe care le-ai întâlnit în interior. Puțină curățenie și după aia plec la sport. Așa vreau să încep ziua. Nu întotdeauna am reușit. Există și excepții, pentru că uneori am treabă dimineața. Dacă reușesc să mă încadrez astfel încât să schimb ora de sport, atunci fac tot ce pot să nu o sar. Și apoi urmează munca. Înseamnă deplasări în țară, în străinătate, înseamnă filmări, înseamnă muncă de birou, muncă la fundație. Mă rog, activitatea mea merge pe mai multe direcții. Dar spune-mi, aici în grădină te ajută și Violeta? Grădinărește cu tine? Îi place? Da, precum ți-am spus, pomișorul din care tocmai ai gustat roadele este plantat chiar de ea. Văd și foarte multe flori. Îți plac florile? De fapt, așa am început, fiind îndrăgostită de culoare, de senin și de verde. Însă, în momentul în care a apărut soțul meu în viața noastră, el a început să-mi cam scoată așa din florile din colțul acela de grădină și să facă loc legumelor, plantelor lui de suflet, să spun așa. La început am fost refractară, după aceea am văzut cu câtă dragoste le îngrijește, am urmărit ceea ce face, am început să învăț, am început să fiu curioasă, să caut și pe internet ceea ce nu știam deja de la el. Am început să călătorim și să aducem de oriunde din lume tot felul de soiuri, de copăcei, de exemplu, copăcei exotici pe care îi vezi aici sunt cu toții aduși de pe alte meleaguri. Da, da. Suntem și caragioși călătorind cu pomii după noi, dar asta e. Am o curiozitate. Ce spune Cove despre toate aceste lucruri pe care le-a văzut acum aici? Ce să zic, Andreea? E un colț de rai acolo la tine, dar știi ce m-am întrebat eu întotdeauna? De unde ai, domnule, atâta energie de face atâtea lucruri și tot ce faci, faci senzațional de bine? De unde găsești tu resursele astea? Te trezești dimineața, faci atâtea proiecte. O să spun ceva. Uneori încep prin a face lucrurile pentru că n-ai de ales. Am eu de ales, nu mă pot trezi la altă oră decât la 7 dimineața, pentru că are copilul școală, da? Corect. Atunci, dacă tot o fac, încerc să-mi fac începutul de zi frumos și să fie un început de zi în familie care să merite și să simți că îți dă acea energie pentru întreaga zi. După aceea, sportul e necesar. Am 42 de ani. Încerc să mă mențin cât mai mult timp tânără, în primul rând pentru Andreea, fetița mea. Nu, Andreea, iartă-mă, te contrazic. Aici cred că ai greșit un pic. Nu, ai 24 de ani. Da. Corect, corect, Cove. Mulțumesc, să treci pe la caserie. Mulțumim mult, Andreea, că ne-ai primit la tine în grădină și că ne-ai arătat toate minunățile astea care ție îți fac viața mai frumoasă. Cu mare drag. Până la urmă nu e mare lucru, e colțul nostru în care ne găsim liniștea. Cred că există un mod de a medita foarte plăcut atunci când plantezi, când te ocupi de plântuțele tale. Asta înseamnă meditație, de fapt, în stilul nostru românesc, să spun așa. Și e o plăcere să culegi roadele pentru care ai depus efort și să le gătești în bucătăria ta. Chiar e o plăcere.
Mulțumim mult, Andreea. Și eu mulțumesc. Și tu, sănătate. Exemplul. Revenim la tine. Prețuiește viața, Cove. Te pupăm, Andreea.